Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, este noul președinte al Organizației Județene Suceava a Partidului Mișcarea Populară. Marian Andronache a obținut noua funcție în urma conferinței județene de alegere a PMP Suceava, care a avut loc sâmbătă, în prezența aproape 400 de delegații din 72 de filiale locale ale acestui partid. Marian Andronache a candidat singur pentru funcția de președinte al PMP Suceava, aceasta după ce omul de afaceri din Cașvana, Gheorghe Jucan, care își depusese candidatura pentru aceeași funcție, și-a dat demisia din partid în timpul conferinței de alegeri, acuzând probleme mari în organizarea acesteia. În urma voturilor exprimate, Marian Andronache a fost ales președinte al PMP Suceava cu 318 voturi pentru și 6 împotrivă. Marian Andronache a precizat în calitate de președinte al PMP Suceava că un prim obiectiv al său va fi reconstrucția imaginii publice a organizației județene. Am intrat în politică acum 2 ani și jumătate pentru a face o politică a bunului simț bazată pe cunoștințele mele tehnice și pe experiența mea în administrație. Și îmi doresc în continuare lucrul ăsta și sunt convins că încet politica românească se va schimba. Am format la municipiu o echipă puternică și lucrul ăsta vreau să fac și cu organizația județeană. O echipă puternică și unită. Dinainte de alegerile locale, până la aflarea rezultatelor de la alegerile parlamentare, PMP-ul a fost o echipă. Sau cel puțin așa mi s-a părut. Nu știu ce s-a întâmplat după aflarea rezultatelor la parlamentare. Ceva s-a întâmplat. Lista de transparență, modul de cheltuire a fondurilor partidului, neasumarea slabelor rezultate de la alegerile parlamentare au indus tensiuni în Partidul Mișcare Populară, Suceava, care au răbufnit la finalul anului 2017. Sunt lucruri care trebuie să amintite, dar sincer nu vreau să intru în detalii, pentru că, am spus, lucrurile se spală în interiorul partidului. Marian Andronache a menționat că noua conducere județeană a PMP Suceava trebuie să fie unită și să dea dovadă de transparență, aspecte care au lipsit până în prezent. Dumneavoastră acum trebuie să vă alegeți echipa de conducere. O echipă care trebuie să fie unită, ceea ce ne-a lipsit până acum, să dea dovadă de transparență, ceea ce ne-a lipsit până acum, să conducă conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară și lucrul, cele două legi de căpătâi, practic, a partidului nostru trebuie cunoscute de către toți membrii de partid, dar în primul și în primul rând de către cei din conducere, de către cei din conducerea Consiliilor Executive Locale, de către cei din conducerea Consiliului Executiv Județean. În cadrul conferinței PMP de sâmbătă a fost aleasă întreaga structură de conducere a organizației județene. În urma voturilor exprimate, Marian Andronache va avea alături în conducerea PMP Suceava pe prim-vicepreședintele Vasile Slevoacă, secretarul general Anca Mihaela Gâtlean, secretarul general adjunct Constantin Munteanu și 8 vicepreședinți, respectiv Sorin Andrei, Romeo Cocerhan, Vasile Dan Dumitru, Petru Nistor Juravle, Bogdan Adrian Nicolau, Radu Constantin Reziuc, Cristian Ian Gheorghe Sidur și Florin Șalar. În cadrul conferinței județene au fost aleși și 8 secretari executivi.